face. E seară. Internetul este brusc invadat de un videoclip provocator. În scurt timp, toată lumea începe să vorbească despre praful galben. Se răspândește rapid, surprinzător. Imediat toți vor să-l încerce. Îi prind gustul. Apoi, fiecare vrea câte o bucățică. De mămălică, desigur. Să-l cunoaștem pe autor. Salut, mă numesc Marin Crețu, am 32 de ani, sunt din orașul Leova și multă lume mă cunoaște sub pseudonimul de Capușon. Mămăliga a apărut, am scris-o o vară trecută și încă nu a intrat pe niciun album, nu a intrat. Din start, așa la mișto am scris-o, mai în glumă, eu nu știam că o să prindă. Mămăliga din clip a făcut-o prietena regizorului. Azi că stai liniștit că-ți fac eu și mămăliga și friptura, ce este nevoie fac eu tot. Ea a făcut vreo, nu știu, vreo trei probabil. Că nu ieșea odată. Urma asta e rece, asta e prea fierbinte, asta s-a rupt. Și a făcut vreo trei. Și într-o seară după ce venisem de la un club, am zis că azi îi dau drumul pe net. Și atunci noaptea i-am dat drumul și cam peste o săptămână, când m-a uitat ce avea deja, nu știu cât avea, aproape 200.000 de vizualizări, zic că nu. Deci nu m-am așteptat de la Mămăliga. Anume de la piesa asta, nu m-am așteptat. 3, 2, 1! Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Am venit să vă interpretez rap. Să ne interpretezi? Să interpretezi un rap? Să interpretez un rap, da. Pot să păstrez ochelarii, nu vă deranjează. Dacă tu simți că asta te ajută la interpretare, sigur că da. Spune-mi dacă te ocupi cu muzica, că știi bani din muzică? Da. Dar nu sunt mulți bani. Cât se câștigă pe un concert de rap de-al tău? Cât cer pe un concert de rap? Nu spun. Confidențial. Doar... Nu, e confidențial, dar nu din motivul că ar fi ceva foarte important, dar mi-e rușine să spun. Spune-i tu cât câștigi. Deci nu umblu cu cerut, spun, dă-mi te rog suma asta, vrei să-ți cânt două piese. Mi-o propune, îmi spune, vrei să vii să cânti două piese și îți dau suma asta. Eu zic ok, de obicei. Vrei să cânti piesa pe care ai pregătit-o? Piesa se numește Frățică, dă-mi o bucățică. Dar nu spun despre ce e piesa asta, fiindcă o... Mai zi o dată titlu? Frățică, dă-mi o bucățică. Compoziție proprie? E compoziție proprie, da. Așa se explică. Așa se explică. Așa se explică, exact. Că n-am auzit, pentru că titlul este senzațional. Frățică, dă-mi o bucățică, dar dă-i și lui bănică, da? Hai să ascultăm piesa. Frățică, dă-mi o bucățică. Frățică, dă-mi o bucățică. Frățică, dă-mi o bucățică. Frățică, dă-mi o bucățică. Așa, frățică, dă-mi o bucățică. Și voi, frățică, dă-mi o bucățică. Ce se întâmplă aici, miros de fum de dimineață. Nimeni în casă, eu încă ne spălat pe față. Un pachet pe masă cu un prah deschis găbui. A cui să fie ele oare? Ale cui? Două femei umblă prin casă, răstoarnă praful într-un vas. Mi-a strică încet din când în când privesc la ceas. La plita arde focul, miros de substanță arsă. Femeia în calat cu flori, praf în vas mai varsă. Îmi dea și mie se gust din produsul brut. Simte-ți dependent deja și aș vrea mai mult. Te-ai înțeles și tot ce se întâmplă cu mine strigă. Mama și bunica gândesc cu mămăligă, yeah. Mămăligă, mămăligă. Mama și bunica gândesc cu mămăligă și... Frățică, dă-mi o bucățică de mămăligă swag și... Mămăligă, mămăligă. Mama și bunica gândesc cu mămăligă și... Mama și voi și frățică, dă-mi o bucățică.
La masă ne așezam bunii ca zbune, propovață. Mama ta e mamă liga cu o bucadiață. Ea se împarte în două, apoi în patru, apoi în zece. Eu e o bucată cea mai mare cu sânge rece. Cu tupiu o tăvânesc prin brânză, fac de ea un buz. Buzul cu harbuz, cred că ea place și lui guz. Pare. În grăzime de la carne. Iar mai fi și cineva acum de cop să-ntoarne. Azi e mamă ligă, azi e sărbătoare și mamă ligă. Mamă ligă, mamă și bunica gătesc cu mamă ligă și mamă ligă. Frățică de ani o bucățică de mamă ligă. Unghen, mamă ligă. Căușen, mamă ligă. Leoval, mamă ligă. Hâncești, mamă ligă. Chișinău, mamă ligă. București, mamă ligă. Și mamă ligă. Mamă ligă. Mamă și bunica gătesc cu mamă ligă și mamă ligă. Cățică de ani o bucățică de mamă ligă. Și mamă ligă. Mamă ligă. Mamă și bunica gătesc cu mamă ligă și mamă ligă. Frățică de ani o bucățică de mamă ligă. Mersi mult. Mersi, mersi, vă mulțumesc. Eu cred că ar trebui să votăm Mămăliga. Publicul s-a ridicat pentru că i s-a făcut brusc foame. Eu cred că dacă îi dau telefonul Scălădescu acum și spun, băi, am un hit pentru emisiunea Iadul Bucătarilor, Mămăliga! Ăsta trebuie să fie. Ăsta trebuie să fie, da. Ăsta. Corect. Bontea, Scălătescu și Dumitrescu cântând, Mămăliga! Mamă! Ăsta trebuie să fie. Bă, voi aveți... Moldovenii de peste Prut, aveți acest haz specific, aveți acest fir epic, aveți povești. De asta cu Mămăliga n-am mai auzit-o. Excelentă, mă. Bravo, bravo. Original și bine, bine de tot. L-am găsit, mă. L-am găsit. Deci este un orchestr, îl cheamă, fii atent. Stai că nu mai văd. Capușon. Asta e pe YouTube, căutați-l. Pentru că m-ai făcut să-mi fie foame. Foame de muzică bună. Răspunsul meu este da. E să fie, ce să fie. Să fie un da mare cât Mămăliga ta. Mersi mult, mersi mult. Din partea mea ai un da! Azi e Mămăliga, azi e sărbătoare! Mămăliga! Mămăliga! Și frățică de ani o bucățică de Mămăliga! Liga, liga! La revedere! Mulțumesc, ciao. Mulțumesc, la revedere! Doamne, doamne, doamne! Mămăliga! Mămăligă, mama și bunica, gătesc o mămăligă. Uite, la ce trebuie să mă uit eu. Frățică, dă-mi o bucățică. Cu Gloria și DJ Kirumba. Omul ăsta a venit aici, a cântat o singură dată melodia. În premieră, nimeni n-a auzit-o. Și la sfârșitul melodiei, după jumătatea melodiei, public o cânta. Are swag piesa. Maxim swag. Eram pe o sărbătoare și eram puțin amețit. Că mi-a venit versurile cu Mămăliga. Nu mă, sunt fan, gata. Deci m-a prins piesa. Deci, în sfârșit, cineva poate să facă hip-hop despre Mămăliga și despre altceva. Există subiecte, există feluri de mâncare, fraților, pe bune. Adică există și altceva, nu numai blocul gri. Ne facem coreografie. Știi, fiecare super hit trebuie să aibă un dans al lui. Dă-i pe hip-hop. Asta e Mămăliga, știi? Asta înseamnă X-Factor, asta înseamnă succes, asta înseamnă spectacol. Omul știa exact ce să spună, a venit exact la locul potrivit, exact cu juriul potrivit, cu publicul potrivit, exact în contextul potrivit, ca Mămăliga lui de melodie să triumfe. Și asta s-a întâmplat. Oh, să ne fie de bine, să lăsăm Mămăliga să se umfle în voie. Noi să trecem la următorul concurent. Am ieșit în...